Am văzut 4-3-2 într-o toamnă la Paris, într-o seară. Nu eram pregătit să-l văd. Mă întâlnisem cu niște foști colegi de facultate și mi-au spus că au filmul. Am spus că nu vreau să-l văd în seara cu pricina. Au zis să văd doar primul cadru și am zis ok. M-am așezat, a pornit filmul, am văzut primul cadru și apoi m-am ridicat când s-a terminat filmul. Mie mi s-a părut minunat că brusc pentru, nu știu că durează cadrul, 3 minute, m-am trezit în studenția mea și am simțit cum mirosea în cameră și a ceai și a cearceafuri nespălate și a bocanci uzi. Și are calitatea asta extraordinară de a-ți trezi toate simțurile. Și înainte să plonjezi în povestea fetelor, te face așa foarte treaz și foarte în film. Bine. Mersi. Mă ajuți un pic. Oare asta așa ți l-a dat Marius? Salți pești. Ce urai peisajul ăsta? Auzi, vorbești tu cu Daniela să-i hrănească cât lipsim?